Bună ziua tuturor! Suntem astăzi la un nou episod de Text Talks în care vom discuta despre următoarea etapă în raportarea safte. Numele meu este Anca Macovei, coordonator al Departamentului de Text Technology din cadrul PwC România și sunt alături de colega mea, Izabela Stoicescu, Senior Manager Consulting. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit! Așa cum știm deja cu toții, raportarea SAFTE a fost introdusă începând cu anul 2022, în mod etapizat în funcție de categoria de contribuabili. Mulți contribuabili au finalizat implementarea, implementarea raportării SAFTE, un proces care, pentru multe companii din România, s-a dovedit a fi un proces anevoios și de lungă, de lungă durată. Vorbim despre multe date despre uh, o structură foarte fixă, despre foarte multe restricții de, de prezentare. Fișierul SAFTE presupune transmiterea unui volum semnificativ de date fiscale și contabile în trei tipuri de declarații. Declarația lunară sau trimestrială, declarația anuală pentru datele aferente mijloacelor fixe și declarația la cerere, care acoperă uh, datele privind, privind stocurile. Cu siguranță că putem să respirăm uh, ușurați, că implementarea SAFTE a, uh, a fost finalizată, însă în acest an intrăm într-o nouă etapă și anume cea în care ANAF va începe să analizeze datele incluse în raportarea SAFTE. De aceea, din punctul nostru de vedere, este important pe de o parte să ne asigurăm că depunem declarațiile SAFTE, însă foarte important și că datele pe care noi le raportăm în această declarație sunt corecte și complete. Și bineînțeles, dacă avem uh, diferențe, că le vom identifica și bineînțeles documenta în mod corespunzător și din timp. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce știm despre planurile ANAF uh, în ceea ce privește raportarea SAFTE, în special anul acesta și la ce ar trebui să ne să ne așteptăm. Da, care a spus la această primă întrebare, aș menționa că ANAF a, depu a transmis deja notificări de nedepunere, atât în toamna anului 2022, cât și în primăvara anului 2023, pentru cei care fie nu au depus deloc declarațiile safte, fie le-au depus aproape goale. Anul acesta, aceste demersuri vor fi continuate de, de ANAF, în sensul în care ne așteptăm să fie un nou val de notificări sau chiar amenzi de nedepunere. De asemenea, probabil că ANAF va începe să verifice și corectitudinea datelor. Ne amintim aici că în martie anul trecut s-au publicat o serie de teste de consistență astfel încât fiecare entitate raportoare contribuabilii să știe uh, care sunt aspectele pe care trebuie să le urmărească uh, în pregătirea declarației, uh, declarației SAFTE. De asemenea, pe partea de stocuri, că am menționat să menționăm și despre celelalte declarații, pe lângă uh, declarația lunară mai, mai avem declarația de stocuri și declarația de active, uh, acestea vor fi probabil de asemenea în vizorul uh, ANAF uh, în, în perioadele următoare, mai ales că și cu privire la declarația de active au fost publicate o serie de instrucțiuni și exemple, astfel încât toată lumea să știe exact cum ar trebui să arate și cum ar trebui completate aceste declarații. Cam atât, nu, bineînțeles că nu avem de unde să știm cu, cu exactitate ce, ce se va întâmpla, bă, dar, dar urmărim, urmărim acest subiect. Um, având în vedere volumul semnificativ de date care este transmis prin aceste, prin aceste declarații, precum și aceste teste de consistență de care, de care menționai, este oare suficient să avem un fișier SAFT valid din punct de vedere duc? Într-adevăr auzim deseori această părere, potrivit căreia dacă o declarație SAFTE trece de duc, atunci poate fi depusă la ANAF. În realitate, sunt multe verificări calitative care ar trebui parcurse pentru că ducul nu știe decât să verifice structura datelor. Nu și, nu și, calitatea acestora. Nu poate să efectueze, de exemplu, corelații între secțiuni, nu analizează logica contabilă sau logica fiscală a datelor raportate. Ca să dau un exemplu, dacă un câmp este lăsat gol sau dacă o sumă este la nivel de 30 male, nu la nivel de 20 male, atunci da, Ducul returnează o eroare însă ducul nu uh, semnalizează nicio problemă dacă suma de TVA este 40% nu 19% de exemplu. Uh, ducul nu nu gândește. Uh, în acest context, care ar fi top 5 verificări calitative la care entitatea raportoare ar trebui să fie atentă? Uh, este Probabil, oarecum dificil să, să extragem un top 5 aplicabil în toate industriile, pentru toate companiile, indiferent de profil și de structura de date. Fiecare trebuie să adapteze verificările pe care le are de, de efectuat. Însă, într-o primă etapă, ca, ca și aspect obligatoriu, să spunem, într-adevăr, ar trebui, ar trebui urmate o serie de verificări calitative. Uh, Referindu-mă aici la această logică contabilă și fiscală de care ziceam, uh, un top 3, să, să începem cu un top 3, probabil că ar fi debit, trebuie să fie egal cu credit, atât în secțiunea 2.1 uh, referitoare la balanța lunară, cât și în secțiunea 3 referitoare la uh, înregistrările contabile din registrul jurnal rulajele debitoare trebuie să fie egale cu rulajele creditoare în secțiunea 3. Deci debit egal cu credit știm sigur că și ANAF va verifica, va verifica acest aspect. În al doilea rând soldurile finale trebuie să fie compuse cu soldurile, din soldurile inițiale și rulaje astfel încât din nou știm sigur cum potrivit acelui document referit, referitor la uh, testele de consistență știm sigur că ANAF va verifica dacă balanța, așa cum este ea prezentată în secțiunea 2.1, respectă această logică. Sold inițial plus rulajele prezentate în secțiunea 3 aferentă registrului jurnal, trebuie să fie egală cu soldurile finale. În al treilea rând, un aspect fiscal și probabil chintesența raportării de, raportării safte, pentru că, în final, nu e așa scopul, scopul autorităților ar fi să colecteze, să sporească colectarea de TVA la bugetul statului, este verificarea sumelor de TVA. În ce constă această verificare? Procentul de taxă aferent elementului tax code, cum este el denumit și prezentat, care apare atât în secțiunea 3, cât și în secțiunile aferente facturilor emise sau facturilor primite. Pro, acel procent aplicat bazei impozabile trebuie să uh, rezulte într-o sumă corectă de, de TVA sau de tax amount, dacă ar fi să ne gândim și la impozitul cu reținere la sursă. Uh, prin urmare, această verificare o mai numim noi uh, verificarea pe orizontală, pentru că tax amount înmulțit cu procentul de taxă trebuie să dea o sumă corectă de. Uh, uh, trebuie să rezulte uh, suma înscrisă în. Uh, în elementul text amount este probabil într adevăr parte din acest top 3, cel, ca fiind cele mai importante, parte din cele mai importante verificări calitative. Aș completa acest top cu două care la fel de populare sau la fel de cunoscute, dar care nu țin neapărat de fondul, da? de, de, de fondul datelor raportate. Ci rezultă din schema SAFTE sau din instrucțiunile incluse de, de ANAF în, în documentația publicată cu privire la SAFTE. Dacă, de exemplu, și cunoaștem, avem două elemente aferente, în tranzacții, mă refer aici la Customer ID, Supplier ID. Dacă unul din ele este completat cu cuiul entității raportoare, atunci și celălalt trebuie să fie completat cu cuiul entității raportoare. O astfel de eroare, de exemplu, nu este semnalizată de DUC, dar știm sigur că anaf va urmări. De asemenea, tot cu privire la logica, cu privire la instrucțiunile sau reperele pe care le avem din schema SAFTE, dacă în structurile de sumă avem setată valuta ca fiind RON, atunci cele două sume trebuie să fie egale. Cele două sume mă refer aici la Amount și la Currency Amount. Dacă însă valuta este setată ca fiind diferită de Ron, atunci cele două sume, Amount și Currency Amount, trebuie să fie diferite. Din nou, o verificare simplă, care poate fi automatizată și pe care știm sigur că o va face și toate aceste elemente ne vor conduce practic să obținem această... Declarație nu numai uh, completă, dar și corectă, așa cum prevede până la urmă și, și legislația. Mulțumesc, Izabela. Uh, ce ar trebui să facă contribuabilii în ceea ce privește uh, raportarea SAFTE, mai ales dacă ne uităm la contextul în care ne aflăm? Uh, toate, com toate companiile sunt acum uh, în, uh, în prim proces de implementare a factura sunt foarte multe modificări fiscale, să nu mai vorbim despre închiderea de an, despre exercițiile de audit financiar care sunt și ele în, în plină desfășurare. Ce, există vreo modalitate facilă prin care să te asiguri că fișierul tău SAFT este corect? Am, am vorbit până acum de faptul că ducul ne ajută dar nu suficient, deci ducul este obligatoriu dar nu e suficient, am trecut în revistă o serie de verificări calitative, ce ar mai putea face companiile probabil ca să își atingă acest cel, să obțină acest scop, ar fi și cred că, cred că te aștepți la acest răspuns, automatizarea, adică optimizarea proceselor, astfel încât să intervenim cât mai puțin manual în aceste date lună de lună. Orice prelucrare efectuată de, de echipa care, care a fost, care este responsabilă cu, cu raportarea safte poate determina, pe de o parte, erori umane, pe de altă parte poate conduce la, la un consum foarte mare de, de energie și de de timp pe care l-am putea redirecționa în, a, în alte zone. Um, există softuri sau tooluri care pot verifica automat declarația uh, SAFTE după ce aceasta a fost uh, exportată și validată, uh, și, inclusiv, um, ar putea, și inclusiv ar mai putea fi uh, inclusă în rutina de lucru lunară a Departamentului Financiar Contabil o serie de verificări cu privire la uh, conținutul declarației uh, SAFTE, conținutul XML-ului propriu-zis, uh, în comparație cu ce există în IRP. Uh, aici ar fi altă, altă discuție, întrucât, din păcate, se mai pot pierde date pe drum uh, și, uh, cu siguranță, atunci când vom avea confortul sau certitudinea că declarația și raportarea noastră de SAFTE este conform ceea ce există în IRP, lucrurile vor, vor veni de la sine pentru că în IRP datele sunt corecte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Izabela. Este clar că implementarea, că deși implementarea saftea a fost, a fost finalizată, mai sunt pași pe care trebuie să-i parcurgem, astfel încât să ne asigurăm că declarația noastră este completă și, și corectă. Și aici, da, cu siguranță sunt, sunt în asentimentul Izabelei când spunem că automatizarea poate fi, poate fi cheia acestor, acestor verificări. Uh, pot să, să adresez și eu o întrebare? Cu siguranță. Uh, că la rândul meu, dacă, dacă putem face puțin schimb de roluri, aș fi curioasă de, eu știu, predicția ta proprie, cu privire la viitorul SAFTE sau la ce ne-am putea aștepta într-un orizont de timp de 2 ani de acum înainte, ne putem aștepta să se întâmple această colectare sporită de TVA de care cea mai devreme, ne putem aștepta să fie eliminate celelalte declarații fiscale pe care, care sunt acum pe în sarcina companiilor de contul și celelalte de declarații de TVA. Uh, și dacă ne putem aștepta uh, că Banaf va efectua inspecții fiscale pe baza datelor din SAFTE? Într-adevăr, este o, este o întrebare foarte bună. Uh, în primul rând, uh, SAFTE este aici să rămână. Uh, dacă ne uităm la experiența altor țări care au implementat SAFTE și ne uităm la ce ne dorim noi pentru România. Cu siguranță, așteptarea este să scăpăm de parte din declarațiile de TVA. De exemplu, Polonia, într-adevăr, o țară care a implementat SAFTE acum mai bine de, de 5 ani, a renunțat acum 4 ani la declarațiile de TVA, bineînțeles, înlocuindu le cu, cu declarația SAFTE. Clar, ne așteptăm și la o folosire, la utilizarea datelor incluse în, în raportarea SAFTE în cadrul inspecțiilor fiscale. Uh, și cu siguranță toate aceste, aceste date vor fi folosite pentru analize de risc, da? pentru uh, identificarea anumitor, anumitor diferențe. Uh, de aceea, în acest, uh, în acest context, și dacă ne uităm la ce se întâmplă în, în Europa, da, țări precum Ucraina, uh, uh, Bulgaria urmează să implementeze, să implementeze SAFTE. Și, bineînțeles, țările care deja au implementat SAFTE, este clar că inițiativa este una bună, bineînțeles, la pachet cu celelalte inițiative de digitalizare uh, care se întâmplă de altfel și în, și în România. Și, cu siguranță, așteptarea noastră este ca, într-un viitor, sperăm noi cât mai apropiat, uh, toate aceste inițiative să ducă la o transparentizare a proceselor de inspecție fiscală și, bineînțeles, a modului în care contribuabilii se vor conforma obligațiilor de raportare, de raportare fiscală. Clar, putem să vorbim foarte mult despre, despre, viitor. Cu toate acestea, nu știm exact în ce măsură sau cum se vor implementa, se vor implementa ele. Da, chiar și la nivel de România vorbim chiar de anul acesta de o precompletare a decontului de TVA, Momentan, nu neapărat din datele, de, din datele incluse în safte, însă, cu siguranță, rămâne, rămâne de văzut. Într-adevăr, putem vorbi cu orele despre, despre viitor, fără a-l putea, probabil, înghiți în totalitate. Mulțumim și vă așteptăm la următoarele ediții Text Talks, în care vom acoperi teme diverse și de, și de, și de actualitate. O zi frumoasă tuturor!